Bună dimineața, fraților, și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la un nou episod din seria noastră minunată de Among Us, aici cu domnul comandant ZZ Andrei. În acțiune, dragi prieteni, avem și pe domnul Cârnat, ce dracu ești, mă? Locotenent, ofițer. Ofițer, foarte frumos, bravo, sunt mândru. Și îl avem și pe tormentul ăla din aici, băieți, haideți să-i dăm start. Să nu mai pierdem timpul, nu uitați, înainte de toate, băi, băieți, dați acolo cât mai multe like-uri dacă vreți să postăm și mai multe videoclipuri. Pentru că în timp, acum multicel timp, a fost una dintre seriile voastre favorite. Așa că dați acum multe, multe like-uri dacă susțineți seria. Și vă mulțumesc din tot sufletul dacă ați apăsat chiar în acest moment pe acel buton de like, pentru că vă ajută foarte, foarte mult. Hai să facem task-uri, bro, că deja vorbesc și nu mă mai opresc, ești nebun. Domnul comandant ZZ Andrei face task-uri, trebuie să-mi trimit soldății să facă, nu să fac eu. Mamă, o să vină cineva aici, sper să nu mă vadă, te rog, te rog. Măcar să fac task-ul ăsta, să fii fericit, please. Easy. Și acum? Coaie, a intrat cine-i? Tormento cu Diana, băi, un cuplu foarte frumos, stau acolo fără nicio problemă, băieții. Băi, nu uitați, jocuri extrem de ieftine doar pe Eneba, aveți link-urile acolo jos în descriere. Neapărat băgați și codul ZZ Andrei dacă mă susțineți și... Alex face medbay-ul. Dacă mă susțineți și dacă vreți să mă ajutați așa că trece puțin, vă ajută și pe voi oricum cu un euro gratis și 3% reducere. Am emoții să nu facă vreun kill. Deci Chris că Alex, mam. Bun, deci Alex este... Bun, deci Alex este Inocențiu. Să vedem cu cine este Inocențiu. Ok, Ionuț e aici. Nu-mi place despre domnul Ionuț. Dar n-a venit de aici? A, nu e ven bun. Că e pe aici și... Uite, asta trebuie să-l fac aici. Bă, am încredere în Alex. Să-mi spune Alex dacă a făcut și pulixul ăla. 9-3-9-1-0. Opa! Puteam să votăm pe Tormento, mulțumesc. Bună seara, de ce? Uite, atent. Era unul în greenhouse și nu era nimeni, era în vent, Tormento. Nu eram în niciun vent. Ba da, erau doi în greenhouse, era Kido. Da, Kido le bucă Tormento pe acolo? Da, da. Eu am Tormento era în admin acum. Tormento era în greenhouse acum. Da, l-am văzut și eu. Și bună. Pe jos n-a venit, din ce mi-amintesc eu. Da. Și nici pe senzor n-a venit. Tormento, bă, dar stai așa! Da. Tormento, dar tu, dragule, da, nu erai în laborator cu Diana? Ba da. Eram în laborator cu Diana. Păi și pe unde a plecat? Păi în greenhouse, în greenhouse. Ha-ha. Eu zic să dau afară. Bă, fiți atenți, băieți, impostorii sunt niște fricoși. Faceți task-uri, că nu cred că mai aveți multe. Eu mai am, cred că, 3 task-uri maxim. Bro, nu putem să fim siguri. Hai să nu riscăm. Eu n-am făcut task-uri până acum. Dacă m-a recunat, e Tormento și gata. Nu putem risca, băieți. Asta e decizia înțeleaptă, frate, cea mai bună decizie. A, Cârnate, te-a votat Mormento. E Tormento, ia, afară. Bun. Kido, știi că... Deci, Alex e inocent 100%, băieți. Hai repede cu task-urile alea. Da, stai că eu cred că s-au făcut mai multe task-uri, dar mai sunt de făcut. E bine că nu s-a făcut niciun kill, adică am început cu... un plus pe bara de task-uri, știi? Bun, Alex lângă mine, avem încredere în el, n-avem emoții. Gata task-ul ăsta. Până l-am văzut până aici venind. Cam dubios și uite că era albul. Mamă. Cine a murit cu aia? De unde? Eu eram în admin. Ai plecat de la admin, ai plecat la lumini și era mort puliza lumini. Păi atunci unde ai plecat? Admin. Nu e adevărat, ai plecat de la admin. Nu erai în admin, nu erai în admin, te-am văzut. Tormento, deja sunt multe persoane care te acuză. Unde îndreaptă? Că eu am plecat de la flu. Tormento, dar... Eu am îndreaptă la admin, mă refer. Tormento, nu poți să fie 4 impostori, că runda trecută a zis Cârna cu Kido, acum eu nu-s cu Crische, gen. Adică tu vrei să pui că ai plecat de la admin, la lumini, și tu erai, ai plecat iar la admin, în dreapta sus. Dacă e Ionuț, băieți. Ia zi ce te-a schimbat în dreapta sus, dacă este de acolo. Ia zi. Navigație. Ce navigație? Ia spune, ce faci? Cum adică ce fac? Navighez, dau de mouse. Chiar așa. Haide, votați, vă rog. Acum. Haide, Crische. Yeah. Ok, Crische. Ok, propun afară Crische, băieți. Bine, domnul. Ce părere aveți? Votați afară Crische. Mama, ai cu task-urile alea, frate, că n-am mai crescut mult bara. Bă, sper că era Tormento. Deja l-au acuzat și în prima parte și în a doua parte. Gen, dă-o în mama, drecul de treabă, că deja prea multe persoane l-acuză, știi?
Ca așa ziceam, bă, l-au acuzat doi, puteau să fie aia doi impostori. Dar acum l-a acuzat Ionuț cu... Ionuț cu Crische, deci... Pana mea. Poate cu de-aia n-am gândit la asta, boys. Și mai am un singur task, bun. Am luat 2 in decontamination. De Diana. Crische, ce face aici? Băieți? Cosmine, dacă ești tu, tovarășe. Eu sunt. Fii atent. Ghido, mai văzut cum am dus acolo în dreapta la laborator. Așa. Am verificat absolut toată camera. Cine a venit acum ultimul din decontamination? Sau de undeva. Sadavent. Ok, dați skip. S-a făcut un kill, eu cred că era tormentul. Cel mai probabil dați skip. Stați un pic. Sus, Andrei, cu cine erai? Era cu mine și cu Alex. Zandrei. Tu ești îmbătrânat. E Kido sau... E Kido sau ăsta, Cosmin? Dați skip, dați skip. Kido, confirmă că a fost cu el absolut toată arena și am făcut task-uri alături de el. Eu am făcut luminile, Diana. Cărnat cu Chris, că erau contra lui, eu cu Alex nu suntem Cosmin Kido. Sau Kido. Este inocent. Poate... Bă, dacă mai sunt doi în viață, mă? Dacă mai sunt de fapt doi în viață? Mamă, stați așa că m-am panicat acum, dacă mai sunt... Auli, și nu, să nu ne apuce panicile astea. Mă duc singur cu Jasco, vin în laborator, băieți, nu vreau să mor. I don't wanna die. Dar cred că e bulangiu de Cosmin, fiți atent de nu mor. Fiți atent de nu mă omoară Cosmin, băieți. Unde s-a dus Cosmin? Voia să mă omoare acum, mă jur că n-a făcut niciun task acolo. Cosmin, cârnat, Diana, bun. Cred că e Cosmin, jur. Deci eu cu Diana și cu cârnat. Doamne ajută, băieți. Și cârnat, dar nu, cârnat l-a acuzat pe tormentă, mă. Se făceau multe kill-uri până acum, băieți. Vedem acum. S-ar putea să fie Kido. Mamă, mulți sunt de contamination. Kido, Crische sus. Deci Kido cu Crische n-au cum să fie acum în laborator. Bun. Ha mă, task-urile, trebuie să facă task-urile, bro. Și câștigăm, deci... Bă, cine este, mă, cine este? Crische. Kido zicea e Crische. Tocmai ce l-a omorât unul în fața mea. Deci Crische a fost unul de report. Zi unde e? La ăsta, la cafetărie. Băieți, am o idee extrem de bună. Andrei nu e și nu știu. Nu știu de afară. Pare Kido. Kido sau Cosmin sau Diana? Kido primul, hai. Eu eram cu cârnate. Cârnate, ai stat cu Diana toată arena? Da. Cam da, din reacție. Atunci e Kido cu Just Cosmin dacă a stat toată arena, brațele. Kido sau Cosmin? Eu cu Kido am stat toată arena împreună. Aha, Kido sau Cosmin sau Diana? E bine, nu mă omorât. E Kido. Kido sau Cosmin sau Diana? Mi-a zis că sunt eu, Kido. Asta cu cârna și cu Alex. Am plecat la Y. Cosmin cred că e, mă, proștilor. Nu mă, e Kido. Am plecat la Y. Ești prost rău, Cosmin. Cârnate votează, îi votăm pe amândoi Cosmin și Kido și-am câștigat. Cine ați votat primul? Florin, Kido am votat primul. Kido, bine. E Cosmin. Ce prost e Kido. Dacă nu, dacă se continuă e Cosmin, să știți, apropo. Nu sunt eu, Coaie. Bine, Cosmin e. Da, nu știu. Cosmin e Coaie, Cosmin e. Băi, v-am spus Cosmin sau Kido, poate e Diana. Cârnana e că o să fie că l-a dat afară pe tormentul. E just Cosmin, haideți. Votați Cosmin. Puteți să mă votați și o să vedeți că nu se încheie meciul. Păi zi atunci cine este Cosmin, zi. Dacă nu e Cosmin, nu e Andrei și gata. Eu cu Alex ne-am dat medbay-ul, tovarășa okay, noastră. Ok, hai. Alex ai dat medbay-ul. Cârnanu e ca a zis de tormentă, e Cosmin sau Diana. Tocmai Diana a dat emergency meeting și tocmai... Cosmin afară. Votează Cosmin. Alex se votează Cosmin. Easy, Cosmin, a dat reporter, 3 reporter ai dat. Aia, dar numai el dădea report.
ma, pe bune. Nu mai cost minte de report, Bruno, nu mai pot mor aici, ești nebun. Andrei, Andrei, da. Să-ți dai seama că m-am dus sus la admin, am văzut două persoane și dădea pet. Și m-am dus în jos, că l-am văzut pe toate cu shadow pete și mă urmărea. Da, stai. Băi, fraților, încă o dată, cât mai multe like-uri dacă vreți să postăm și mai multe videoclipuri cu Among Us, dragilor. Vă mulțumesc din tot sufletul dacă ați apăsat pe acel buton de like chiar acum, pentru că mă ajută foarte mult. Și hai să continuăm cu task-urile astea. Băieți, aparent astăzi o să fie Inocențiu. Păi, ce drept, nu mă plec, în ultimele clipuri am mai fost impostor, așa că mai merge și niște Inocențiu din când în când. Cine ești de aici? Doar Crisca? Crisca mereu este ca prostă, băieți, mă supără un pic, așa trebuie să recunosc. Holo, ce mă dor toți mușchii. Oh, că trag la sală, că tank. Hai, că tank. Hai, pulic, să vină încoace. Să avem încredere în rege, băieți. Avem încredere în regele, pulic, ce să facem acum? Cine era acolo, coaie? Tormento cu Diana, nu? Ca eu fugeam, că i-am văzut și... Tu e turme, tu e turme, tu e turme! E Crisca, e Crisca, e Crisca, e Crisca! Să vă dați seama... A murit Andrei în reactor. Deci știam eu 100% că a murit unul reactor sau un decontamination, că s-a dat tot oiul. M-am dus de decontamination, a deschis ușa și a dat pe Andrei mort. Și Troit era fix lângă mea. Ei, tu guroi, că tu ești! Eu votam pe amândoi și-am terminat. Nu, l-am votat pe Crisca. Eu l-am votat pe Crisca, l-am votat pe Crisca. Puteți să tăceți din gură, Kido, pe cine ai votat? Pe Tormento. Ei, double kill și două. Uite-te pe chat, Pulix prost. Nu mai lăsa să-mi spun partea mea. Am venit de acolo, din sus, de sus. Și era bro ăla. Și fix atunci am văzut. Bro, nu mai știu culorile, mi s-a părut că e ori ce-a scos minunul Diana, că era culoare închisă, deci Tormento cu Diana. Cineva, da, Kido prea mult a sărit că e Tormento. Cine are Medway-ul? Eu. Eu să facem Medway-ul. Veniți în bine, votați-l pe Tormento. Votați-l pe Tormento. S-a făcut două. Deci Crisca, Diana sau Tormento, zic. Păi stai așa, că Crisca dacă are Medway-ul. Da, hai să vedem dacă are Medway-ul. Dar Crisca, tu n-ai mai văzut pe nimeni lângă Tormento? Da, mă. Hai să... N-ai mai văzut pe nimeni lângă Tormento? Mai lor. Era singur, nu stătea fix pe Medway. Bine. Tommy. Mute. Ce copii? Doamne, ce morți sunt, băieți. De ce eu fugeam, pulise? Tu știi că eram în decontaminație și aproape s-au deschis ușile și a apărut Tormento cu aia. Ce vrei să faci acolo, da? Mă piși pe tine, fugeam și dădeam butonul și ratat că v-am văzut, doamne. Nu știi să faci kill. Că nu știu că nu mă dă info. Facă... GG match, Crisca este inocent. Da, deci era Tormento și cred că mai e Kido. Hai să-l votăm pe... Nu Kido, Coaie, Kido a zis că e Tormento. Hai pe Diana. Păi sunteți terminați? Hai să votăm pe Cărnat. Nu, pe Diana, eu am fost la senzor și am văzut că e Diana sau Cârnaț, una din două. Diana, fii atent. Ai plecat de pe task. Cu Alex erau prin cafeteria și admin. Diana cu Crisca erau stânga, Victor cu Tormento. Eu mă uitam pe senzori în runda aia. Bă, Crisca, ai idee dacă s-a făcut double kill în laborator pe acolo? Nu, era numai un kill de contaminare și cealaltă nu știu dacă era double kill. Așa e posibil să fi fost pe la lumini sau pe acolo să fie Diana, 100%. Votați Diana. Bine. Diana s-au cârnat unul din Tormento. Ce vreau, mă, stai pe vent? Bă, Tormento, nu câștigi nici arena niciodată. Am fugit. Deci am fugit? Deci împreună, boss, deci împreună asta, să mor eu. Ia să sară în vent și l-am văzut că stătea. Coaie, eu fugeam ca nebunul și nu se deschidea odată ușile de la decontamination. Ce ratat de Tormento. Mamă, nu mai inocent, boy. Am murit prea repede, ești nebun. Arena asta m-am enervat. Cam prea repede jur, băieți, cam prea repede jur. Nu-mi place, nu-mi place. Bun, hai să facem repede repede jur task-ul hâț. Pac, pac, hai repede cu task-urile alea, boys. Bun. Mai apare cineva aici, te rog să nu mă mor. Te rog, nu target, te rog, nu mă mor. Avem lângă mine. Easy. Pulix e. Ok, Pulix nu e impostor. Sper. Am plecat de aici.
aici. S-a făcut numai kill, de ce? Ha, Tormento? Jaskos vine. Da, sorry. Jaskos vine, ce faci? Că tu erai în cafeterie. Da, eram în cafeterie și vreau să vă spun mai că ambii infectați au medbay-ul, care ce bun, nu ne la medbay. Bun, fiți atenți. Eu eram erai în mătă. Erai? Eram în cine eram în cafeterie. Are medbay-ul și nu îl dă. Coie, stai un pic. Eu zic să dați skip că n-avem nimic, concludem și pierdem timpul la Iurea când e clar că e Just Cosmin, dar nu l votăm acum, da? Hai. Da, ok. Am 1000 oară Tormento impostor, serve report. Mamă, Tormento, dacă ești iar tu impostor? Tormento? Nu sunt eu iar impostor. Sigur, nu te cred. Eram în cafeterie, l-am văzut pe Tormento cum a intrat. Nu cred că e Tormento, abia acum a venit și a dat reportul. Ăla cred că era deja mort în storici. Da-i Polix, poate l-ai omorât tu, taci. Nu l-am omorât eu. Da, da, tu cu Tormento. M-a votat, băieți, m-a votat Diana că l-am acuzat pe Gagicăsu. Da. Urât. Trebuie să-l votești tu pe Tormento. Tu veni să te am venit din bază, bun. Hai repede și cu task-urile din partea asta, bă, dar ăștia nu prea fac task-uri, deci trebuie un suculeț A3, limon direct. Task complete. Și dăm X-ul ăla, frate, ca să nu mai stăm, că până dispare aia cu... Mamă, ce e aici, să moară. Mamă, ce e acolo. Hop, și ultima, bam, bun, easy. Easy, hai să dăm aici. Poate Tormento. Acum mi-e frică și de el. Da, bun, hai să facem și task-urile alea de la admin și de la greenhouse. Cârnacu Alex. 2-3-6-1-4, 2-3-6-1-4, bam. Oh, fuck. Gura, măi, că nu te-am văzut, că n-ai sărit în vent. Oh bag. My god. Andrei? Ce da, bine, tu? Unde erai, azi spune? Unde mi-ai zis, admin? Eram pe mijloc, gen. Nu, era un, Ionuț era unul care și-a dat vent. Că l-am văzut fix când s-a deschis ventul. Și dacă era Ionuț? Nu cred. Eu eram în spatele lui Crisie. Da? Nu, păi da. Și ce? Sunt doi impostori în viață, tovarășe. Grenate, de ce nu vorbești, păi spunem? Pentru că eu eram în reactor, mă rog. Haideți să dăm schimb, vă rog. Stați un pic, stați. Am cine era în reactor, Grenate, azi? Am idee. Nu votați, nu știu, că așa. Tocmai ce intrasem. Deci, am văzut bullying că m-am dus. 4 eram așa, 4 eram în admin. Eu, Alex... Bă, fii atent chestie, fii atent chestie aici. Eu eram cu Crische, Diana are medbay-ul. Eu eram la senzor. Andrei a fost pe acolo, să zicem că nu e Andrei. Deci rămâne Cosmin care... au fost votat de Tormento și Tormento e mort. Bun, am cea mai tare idee. A, deci luat în calcul faza că Tormento doar e un dobitoc. Votați Cosmin, are dreptate, eu nu scoaie. Acum pe bune, mă. Deci, nu votați, nu votați. Acum, eu, Cârnat, eu, Cârnat, Ionuț și Alex eram în admin. Erau trei persoane în cafeterie și în weapons. Care erau alea? Erau o persoană în cafeterie și două în weapons. Auzi, stați așa să vă zic o chestie. Nu știu, pe Diana o exclude că și da are medbay-ul. Dacă vreți puteți să mă uitați, eu eram acum la începutul de Y acolo la stânga să fac firele. Dacă vreți puteți să-l ascultați pe Tormento păi Mort care că... nu m-a văzut că am făcut kill, da. Ok? Și a fost vent kill, eu acum eram la jos la Y. Dacă vreți puteți să mă uitați în 7, să-l ascultați pe Tormento și să pierdeți. Da, că... eu cred că tu erai în vent. Știi că Cârnat a fost pe acolo și nu a făcut kill-uri? Dacă crezi asta. Nu, deci faza e că era unul care era în reactor și și-a dat vent în ăsta, în... acum câteva secunde. Nu, acum mă duc ce-am Andrei? Deschip, 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 deschip. Da, schimb, nu sunt eu, nu sunt cine a zis Andrei. Andrei, că m-a vrut instant să mă văd. Că mă acuză ăștia degeaba și nu sunt okay, eu, coaie. O să te votez pe tine. Da? Pulix Andrei Cosmin. Hai, omorâți-mă, omorâți-mă. Cu Pulix Andrei Cosmin Cârnat, că eu nu sunt. Îmi pare rău de asta, dar chiar nu sunt. Eu știi ce fac, mă duc direct la greenhouse, ești nebun? Să mă acuze Cosmin, că de ce m-am dus la lumini. Oricum aveam kill cooldown dacă eram aici. Deci, na, n-are cum să zică ceva bun. Diana Crischi Ionuț Pulix. Bă, cine o fi, mă, impostor? Nu prea am fost conectat la jocul ăsta, știi? Mi-e frică să nu se facă double kills în laborator și ne-am dus dracu. Cred că asta o să se întâmple, cred că o să fie double kills în laborator.
Nu trebuie să mă duc singur și mai am un singur task acolo la reactor. Bă, oricum ai mei n-au făcut task-uri așa că... Deci mai prost putem spune. N-am oră pe mine, cărnat. Cărnat, pull X. Ia să dăm butonul. Ok, am o întrebare de adresat lui Andrei. Regruparea, cum ai ajuns tu, cum ai ajuns tu sus la Green Flower? Asta vreau să întreb. S-a dus singur, am mers drept, eram lipit de tine, ești prost, e Cosmin, votați, vă rog, e prea prost. By the way, am ajuns sus la Green Flower și l-am văzut cum stătea după chestia aia. Da, nu, făceam frunzele, băieții, era tot Cosmin, e Cosmin. Ok, votați-mă pe mine și dacă nu, nu sunt votați, eu, mă, nu, votați-l toată lumea pe Andrei, ok? Nu, nu o să ca să fie fair. Regruparea vă rog, pentru că o să fie doi impostori în viață și dacă se duc în laborator o să facă double kill și după câștigare n-aș și ultimul meu task în laborator. Dobitocilor. Bine, bine, perfect. Bine, vrei? Da, chiar hai să vedem ce task faci tu. Hai să-l ținem de mână, băieți. Haide, haide, vă rog hai. Și vă mulțumesc. Hai, Cosmin, și tu. Hai, hai. Hai, Cosmin, mă. Ăștia chiar nu cred că eu sunt inocent, bro? O să se facă multe kill-uri aici, băi, sunt multe kill-uri. Bun, îl facem pe ăsta, îl facem pe ăsta, hop, gata. Task completed. Gata, băieți, hai, facem tașcuri. Nu am cum să vezi și poli și cărnat. Și acum îl facem pe ăla de sus. Ionuț Crischi e cărnat Pulix. Dar la unde era? Ionuț Crischi e cărnat Pulix, Cosmin Diana, bun. Hai să vedem ce se întâmplă acum, băieți. O să se dea lumina și o să se facă kill-uri la grămadă, sunteți conștienți, nu? Deci chiar asta o să se întâmple. Mi-e un pic cam fricuță, clan. Sunt pregătit de acțiune. Eu sunt cu ceas cu și cu pula. Sper să nu fie amândoi că... Mamă, dacă e crâna. Suntem toți în viață. E just Cosmin, băiți. Am... Deci... Bro. Sunt 99% sigur că e Cosmin, jur. Nu știu ce, am eu așa o presimțire. Bun, hai să vedem, băieți. Hai să vedem. Deci dai butonul. Hai, mulțumim de regrupare. Nu moare nimeni. Dați skip, vă rog, și faceți task-urile. E Cosmin, ca să știți, da, dați skip, faceți task-urile. Acum, de ce dai butonul? Am dat butonul deoarece Andrei ne-a dus degeaba în reactor și n-a făcut nimic. Da, între Andrei și Cosmin. Dați skip, eu nu sunt. Andrei. E Cosmin 100%. Vă rog, Cosmine, okay. Nu-ți merge treaba. Ca, nu-ți merge ție, ne-ai dus în laborator după care am făcut task-ul ultimul. Ne... Da, mă. Doamne, ce prost. Deci dacă nu-i Cosmin, mă piși pe mine de râs, că e prost rău, bă. Cosmin cu Diana și cred că vreau să facă double kill chiar acum. Cărnat, Cosmin, Pulix aici. Bun. Să fiu Ionuț cu Crischi, că atunci ne-am dus. Cosmin, Ionuț, Crischi, dacă nici acum nu s-a făcut kill, băieți. Da. Cosmine, cum ai ajuns acolo? Trăiște, mă, mămica. Ok.
Părerea mea. Ceva, nu mă mai chinui să câștig această arena. Cosmin, să știți că era sus deja, era sus acolo cu Diana, ca idee. Da, și tu ok, ai venit, tu eu cu putea Diana să fie, eu nu sunt, putea să fie event, da, putea să fie event, dar eu cred că este Cosmin și Cosmin s-ar putea bine să fie cu... Bine, Diana, eu am mers direct în... Diana a fost în laborator, Diana a fost în laborator și e moartă. Eu ce vin am, stai așa o secundă, eu ce vin am? Eu acum am mers la Lumini. Cosmin și Cârnat sau Ionuț și Crischie? Cu aia am mers la Lumini acum. Nu știu cu Crischie, au zis și Diana că nu știu cu Crischie. Unde era Kilo? Vreau să știu unde era Kilo. Vreau să știu unde era Kilo. Ok, atunci votați Cosmin toți, hai. Nu votați Cosmin. Diana unde a zis că și-a dat met cu Ionuț la admin, dă, votează-te odată. Era la admin? Și dacă n-a zis că a dat met cu Ionuț, mă minți. N-am dat medu, n-am dat medu, eu n-am dat medu cu ea. Dar tu n-aveai med, că Diana a zis la început că sunt doi impostori care au medu. Doi impostori aveau medu și era singura. Nu știu, eu am văzut că Ionuț, nu știu, morție. Cu aia e, dacă e Ionuț și Crischie. Bravo, Andrei, ai pierdut sara. Da, nu, e Cosmin. Yeah. Au câștigat ăștia. Un meci mai prost. Coi, un meci mai prost ce putem spune. Hai, Diffon, Diffon. Nu e rău ăștia, mă. Eu chiar am crezut că am pierdut, ești nebun. E Cârnat, știți, nu? E just Cârnat, băieți, că e ultimul care a rămas. Cârnat e votat. De ce e Cârnat? Băi, n-are cum să fie Ionuț cu Crischie că... Bă, sau... Ionuț e sigur nu-i Crischie? Nu, mă, nu e. Sigur, bine, Cârnat. Pa, pa! Andrei cu Cosmin s-au certat și... Unul dintre ei era impus. Te mâine îți dau afară, afară, afară! Ce fac, mă, Cârnate? Cosmine pe burtă. Wow, da, mă, fraților, băi, cam ăsta a fost episodul, oameni buni. Eu sper că v-a plăcut. Dacă vreți să postești mai multe videoclipuri, dați acolo cât mai multe like-uri și ne revedem data viitoare. Eu am fost Andrei, v-am pupat, o zi plăcută în continuare. Vă doresc tuturor, bye bye.